Nici Întreb 100 de milionari dacă pot face gătări la ei acasă. Astăzi mergem la Milionarii României să-i întrebăm dacă vor să ni se alăture la un grătar, dar la ei acasă. O să trecem la 100 de case de milionari să vedem dacă reușim să facem grătar cu cineva sau nu, așa că rămâneți până la final să vedeți dacă am reușit. De ce să ne luăm? De te de nu plecăm împachetați. Ei, dar nu mâncăm. Moară ăia! Dar nu băgăm noi acum un mic așa cu teit. Dacă băgăm micul, te gata. Să ne înțelegem, ce să ne înțelegem, clan, eu, mie e frică să mă dau jos de la ultimul clip. Mi-e frică să mă dau jos de la ultimul vlog al lui Zbâr cu Rolsul când s-a dus la Tate, așa că eu să filmez jos. Mașin. Cu aia mi-e frică, m***a mea. Bună ziua! Bună ziua! Faceți-ne un video pe YouTube dacă vreți să vă intre la un grătar. Din păcate. Nici noastră? Cam un mic. Pare foarte rău. Ok, mulțumesc. Te scuze de la salutare! La revedere! Cred că l-au dat afară pe ăla. La ultimul video. Cred că l-au dat afară pe ăla de data trecută. Știi de ce îmi pare mie rău? Că nici n-am făcut grătarul și nici n-a ieșit scandal. Chiar ne-a înțeles. El cred că... Da, da, da. Am vrea cu dacă nu pui pe asta. Știi care a fost faza? El parcă ar fi băgat așa un mic. Da să bă. Regulamentul la scrie, nu l-a pui nimeni. Era burdușit de mici, l-ai văzut cum mergea. Să dai zoom fix așa. Nu se poate. Da, da. Da, a fost foarte elegant. Cred că l-a dat afară pe ăla de data trecută. Erau trei. Nu vă supărați. Filmăm și noi un video pe YouTube. Vreți să facem un grătar împreună? Avem și cărbuni și carne și tot. Unde vrei tu să faci grătar? Bun, unde vreți dumneavoastră. Avem grătarul noi. Păi și ce-i cu mine? Dacă vă invităm, dacă vreți să... Vreți să facem înăuntru? Nu. Ah, măcar două lemne dacă puteți să ne ajutați. Și mergem, îl facem altundeva. Mulțumim frumos. Cu cele... Cele 2 lei? Practic mergem la milionar să-i întrebăm dacă vor să facă grătar cu noi. Vă faci de milionar? Nu, aveți casă de milionar. Dar de ce vă știți la dreapta, stânga, la frații tăi. Am acum fost, dar n-am vrut, auzi că au mâncat. Bine, nu, ei aveau un... părea că au mâncat. Da. Și cam tăcuți noi doi, așa? Păi și ce vrei să zici? Da, mă, dar asta știi și karate. Da, mă, dar și noi ce facem cu lemnele? Cu lemnele dăm foc la grătar. Le pui așa frumos, da. Aia am înțeles, da. Nu contează, măcar obținem ceva, e. Ne ajută așa, de mână în mână, facem grătarul până la urmă. Da. Mulțumim frumos, domnule. Mulțumim frumos. A zis că ne dă lemne când ăștia, nu facem grătar și la final face, uite, lasă, aveți baftă. Ne vede când urcăm în rol și face: "Bă, dă bă lemnele înapoi." Bă, dar n-a văzut. Bă, eu bă, când dacă să accepte deci, că a stat atâta. Bă, deci dacă vedea rolul, că nu l-a văzut. Dacă vedea că ne-am dat jos din rol, sigur accepta. Da, dar da, bine, da. Era sequestrată casa, dar nu putem să punem pe filmare. Păi. Că îl băgăm la pușcărie, vom. Ce a venit ție ideea asta genială? Am uscat prin scripul ăla cu roata și am zis, deci hai să facem grătar. Bine ești! Ați vrea să facem un grătar împreună? Am venit noi cu grătarul. Nu? Are golden retriever. Cui vreau să intru. Avem și mici, avem și cărbuni și tot. Dacă vreți să vă ajutăm la curățenie sau ce faceți? Țină pe balans. Iar îl verificăm, este al treilea video. Se iar nu asta că e V8. Am mai cum să fie V8. Frumos e. Uite-mă acum. Bentley-ul ăla. Uite, uite, foarte frumos. Nu m-am simțit ultimul om niciodată cum mă simt la clipul ăsta. Asta e V12, mă. Pe asta zic nu și mă, V12 ăla vine de la altceva. Vine de la mama, V12 ăla. Așa, hai că ni-l arată. Afișează raportul. 12 ani? Nu are kilometri dați în apă. 61 de kilometri. Ia, așa și? 6 litri V12. Sunt bă... Ah! 6 litri V12, nu? Da, uite, e 2019, dacă eras curios, stai puțin, tu ne-a mamă, dar are vărâme pe motoare, vrei să te mint? Nu ai cum să te iei pe, cu mine la knowledge de mașini. Tu ai mai multe mașini, eu am mai mult knowledge. Bravo, mă, bravo. Care e mai șmecher? Care e mai șmecher? Da, băieți, dacă vreți și eu să verificați o mașină, nu uitați să folosiți codul ZBÂR, că vă dă 20% reducere. Pe Car Vertical puteți să vedeți mai multe informații, cum ar fi... O, să nu dea mașina asta în mine.
Cum ar fi dacă a avut kilometri dați înapoi sau trebuie și două luto. Și că la milionari. Dacă abuza. A mai fost aici, n-a răspuns nimeni. Yo. Hai la următorul. Păi noi avem grătarul venit din noastră cu casa, cu curtea. Un mic merge. A, aici e ăla cu M4 nou. Da, 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 nu la rea. Într-o sâmbătă frumoasă nu facem un grătarel acum, avem carne, avem mici. N-am înțeles. Ne cerem scuze. Salutare. Ați dorit să faceți un grătar cu noi? Bro, mersi, dar nu e cazul. Ok, scuze de deranj. Aveți noastră grătarul? Avem și grătar. Lăsăm pe asta în mașină? Da, am înțeles. Nu pot să cred. Stați că mai stai și cu taică, el e grătarul. Pare rău, pare rău. Acum să mă gândesc că voi iau și... Bineînțeles, faci. Bă, dar cât devenim noi carne? Gami, dar nu tu ai voce. Gami, eu? E grătarul fără fapte. Ah. Tu pare că ești micu. Nu. O să mă pun și eu pe grătar? Nu. Bă, da? Dar ce faci? Grătar în tristețe? M-am apucat de casă în 2000. Nu era nimic. Unu. Da, erau câmp. Și astea, unu, două, trei, ne-am apucat odată în 2001. Și în 2004 le-am terminat și le-am mutat. Ai lucrat cu dictator? Ah, sunt dictator, dictator, tu! Wow. Dictator train. Dictator. Mă pare rău curtea asta, dar mă mușit. Ia uite ăsta, păi... Bă, să ne dăm bine cu lângă ei. Gămin. Și așa e singur. Bă, mă, dar zici că a prins rămânări. Tu știa că îl știți, el a fost în trupa aia, sos. Okay. A, cum se aprinde? Bebelușca. Bă, ce e aia? Ce-o? Foarte frumoasă curtea, plină de plante așa. Mulți metri pătrați, ești nebun? Adică ding, ding, ding. Mă uitați, băieți, cu ceva. Auzi, nu mă sortez? Azi rău de vină. Un pic așa, da? Ok, nu-ți fici? Nu era asfalt când m-am simutat aici? Tu vorbi și când era de piatră lătră? Da. La fere. Mamă, și acum e totul asfaltat, făcut benzi. Nici nu poți să-ți imaginezi cum era înainte. Apă, de toate. De seama, în 2001, eu m-am născut în 2003. Tu nici nu erai, dar chiar. Nici noi nu eram. Nici eram calculat. Nu, eram. Aveam 3 ani, puternici. Viță de vie. O pisică, bă. Da. Eu, văzând cum fluierează mașina, am crezut că e ceva de-a lui Elon Musk cu autonomă. Nu, zic, e autonomă. Bine, n-am văzut pe dânsul la volan. Fluieră și vine după el. Deci, uitați, neural. Practic, vă arată aici intrările în serviciu. Milionar în suflet e bătrânelul ceat. Mâncăm fiecare câte un mic, o bucată de pâine și aia am plecat acasă. Deci scrieți în comentarii dacă vreți un bac cu Daniel Eriksen. Jură-te! Vorbește cu... Pe cât? Eu pe gratis. Da. Tu pe gratis? Nu, mă, nu. Cât dă-te-ai tu? Cât dă-te-ai cătu? Ce? Ce? Cumpără Eriksen. Bă. Cât dă-te-ai cătu dacă te bați? Ce, tata, te bați cu mine? Păi tu n-ai bani. Păi da, te bat doar pe bani? Deci te frică? Nu. Păi, dar vă dau aia bani, așa funcționează. Nu vreau bani, vreau doar să mă bag cu tine. Nu vreau după să pe interes. Cine mai face vloguri așa? Tu ești în viața mea, ești. Păi și tu ești. A, eu sunt. Mulțumesc frumos. Să vezi acum lăcheala și să vorbele astea. Eu sunt ajutorul la șeful la grătare. Asta e șeful la grătare. Daniel, tu ești sosul ăla din Bă. Nu focă nații cu sosul de mijaretă, ia uzi. Dar pe tine cu cât te plătește zbor? Știi când e cel mai pe vlog? 500 de euro per vlog. Deci de câte de ăla? Ia, dă puțin. Ai fost pompier la viața? Uitați-vă puțin cine filmează și cine editează vlogurile lui zbor. Uitați-vă puțin. Ce se întâmplă? Hai, auzi, price how much you got. Deci tricou, 13 milioane. Pantalon ăștia așa de la Zara, știu unde ți-ai filmat. Lasă-le că nu filmează. Kiloți? Tommy! Câte kilo ăștia mi-au pe mine? Au, stai că se ia pe mine. Și Adidas? Ia uite Adidas. Panda bai. Bă, dar nu sunt drept. Și uitați-vă hal de față. Ce bă, că n-o să pună că el chiar. Știi că tot la mine ajunge. Asta evitează cum face bărna cu rosul lui. Salut, frate, vrei să facem un outfit check? Salut, spune, da. De sus sau de jos? De jos. Adidas. Necovincioși au 300.000 de kilometri. 600 de lei, 500 de lei.
Da? Așa. Ia din bucata asta, vezi dacă e... Stai puțin, stai puțin că... Poză un pic la autoficie. Oprește-te un pic. Publicitate. Cum e tot? Mamă, e muiem? Mă, nici nu l-am ghițit. Nici l-am ghițit. Așa. Chiloci, pe unul? Hai, să vedem. Mă, se dea la pachet. Sunt, știi cum e eu, nu? Da, o să fie galben în față, mare la spate. Da, sunt fake. Așa, băieți, dacă vreți să vedeți outfit check-urile, intrați pe Zbâr-Zbâr, că acolo postăm Mor-Zbâr, gen Zbâr-Zbâr. De acolo și are și mai mulți bani, dacă vreți să îi faceți o bucurie. Aute mici, mai au puțin. Aute, mă, cum îi vrei? Mai bronzați. Mai bronzați. De ce mai faci asta? Mai ghepasă și... Păi mai salmonerii. Bă, 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 bă. Otro pasarrales. Ya, uitați, gratis. Da, da. Yes. Yes, yes. Prepare, yeah. Sorry? Facem un video pe YouTube și invităm oamenii să facem un grătar împreună. Și unde vreți să facem? Păi, dacă vreți să facem cu dumneavoastră, înăuntru. N-aveți cum să faceți, să-ți dați seama. Știți voi mai bine ce este aici, nu aveți. Mă gândeam că nu știu, poate... Pare plăcele, știi, mă ajutăm cu mai multe lucruri, dar nu se poate aici. Cine sunt aici? Marcați și voi într-o altă zonă. Am înțeles. Da, da, da. Cine stăm aici? Cine dracu să stea acolo, ci că știi și voi cine stă aici? La 41 stă Becali, mă? Bă, mă, aici stă Becali, mă? Mă, s-a luchet, a. Aaa. Bă, ce casă are, mă? Nici dacă ia titlu? Nici dacă ia titlu? A, da, mă. Un meci mai e. Știi și voi cum să treaba, nu e. Dacă era, v-a ajutat cu cea mai mare problemă. Am înțeles, nu e nicio problemă. Nu e loc, înțelegeți. Mulțumim frumos. Baptă, nu mai bine. Mulțumim frumos. Ce scuze. Și pentru că grătar nu mânca, a mai venit un elefant, ta-ra-ta-ta. Nu răspunde, hai la altul. Se legănau pe o pânză de păianjen, cinci elefanți se legănau. Și pentru că nu se rupea, sună. A mai venit un elefant, șarapapsos, în candidat industriat. Șase elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Ăștia ne... ăștia cred că ne-a bun. M60? Vezi că tu ești M60, s-ar putea să nu am vrut să mă asociezi cu tine în vlogurile mele. Bă, ai grijă. Aici mergem 2 km până acasă. Dar unde-i casa cu aia? Mamă, stai să vezi, să vezi tu casă, baba aia, mă cinte. Da. Deci mergem după noi, cu grătarul. Cu unul. Și cu unul. Bună! Scuze! Ai vrea să facem un grătar? Bine, mulțumim! Ia uite casa lui Marvel! Mă. Ia vezi, mă! Dar asta nu e casa, mă, să mă arăt, asta e bloc. Acum arată, uite garaj aici. Ai seama ce e în garajele astea? Bă, dar nu ți se pare că vorbești cam urât cu mine? Nu ți se pare că ești cam răutăcios? Nu, zi. Stai un pic, cam eu trau treaba aici. Nu ți se pare că ești cam șmecher? Da. Aici ești că e partea unde a dat Shelly gol. Shelly, mai râde și mai ale. Dă-i și mie fallul înapoi. Mâncați, ești p***a, m-a luat! A venit garda, cu nu vede el armă? Șmecher. Cam șmecher, da. Nu știi ce mașină e? Nu știi ce mașină e? Da, 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 da. Nu știi ce mașină e? Nu știi? Crezi că răspunde? Nu cred, hai să mergem. Nu cred nici eu că răspunde. Crezi că răspunde? Zi, crezi că răspunde? Nu, nu. Aute-te, Gami. Ia, uite de aici. Vino mai pe aici, vino cu aia. Aaaa, asta e casa aia, mă. Și asta terme? Vino cu aia, vino cu aia. Asta e termele, nu? Ia vezi tata. Și are topogane cu apă în spate, nu? Na, nu cred că răspunde. Bă, noi am vrea. Aici stă Ricoans. Am venit dacă vrei să facem un grătar. Avem de toate, avem noi grătarul, avem, facem un video pe YouTube. Bravo, bă. Ce să... Vrei să facem împreună? Nu știu, nu cred că... Bravo, băiți. Hai, faceți filmare la vecin. Mergeți la vecin. Aici unde am ajuns? Are vorbim tare de tenis. Asta mamă, e coi. Da. Tu n-ai idee cum e înăuntru. Da, dar stai că de aici sună, uite, acolo, taci. Oare a luat-o de pe mag? 107 elefanți se legănau pe o pânză de păianjen.
Dacă vrei să zici ceva. Mamă, e la vânzări casa asta la 1.800.000. Dacă vrei să zici ceva pentru vlog. Bună. Bună, să dați multe like-uri. Mamă, dar ce tare e strada asta, coaie. Da. Bucea tu 1.800.000, ești prost? 5 milioane aici. Tai, mă, frate, bă, dar nu e lumea acasă, bă, unde e lumea? S-au dus toți la concert la 5 Gang. Mă, că dacă stau cu asta... Bă, Gami, nu merită. Bună ziua! Facem un video pe YouTube și vrem să facem un grătar cu dumneavoastră. Avem grătarul tot, vrem să facem un grătar. Da. Ce veni cu grătarul dacă vreți să facem. Nu vreau nimic. Unul e sus, unul e jos, e greu, că să fii singur. Întrebați-i dacă vor să facă o poză, că sigur ne știu. Cred că s-ar bucura. Grătar. Nu, poză. Cu noi. Stai să cu pizdică, cine pula mea sunt ăștia tati? De ce mă chemași la voții ăștia? Intrați aici, nu stați aici. Mulțumim frumos. Mulțumim. Ușcați. Ce faci? Deci aveți produse, aveți ceva? Da, avem de toate. De toate, doar să faci, doar să avem cu cine să facem. Mamă, ia vezi casă. Nu, stai cu mașina. Da. Sigur. Mamă, ce casă, bă. Intri direct la tenis. Cea, bă, cât e mă casa asta, chat? E 1.000.000 și? Cred că e 1.500.000, 1.800.000 și asta. Ești cârnat și mi se pare că avem niște porci. Mai mult, cred. Pui. Facem grătar aici. Posta, și tu vino cu acesta aici. Stai în față, statuie. Stai în față. Lasă, n-are cum să nu știe. N-are cum. Mamă, veniți mai așa. Cum poți să locuiești așa? Eu aș vrea să mă băsta, nu-mi vine. Nu trebuie să nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Mersi frumos. Da, mulțumim frumos. Mulțumim. Și care-i profitul vostru? Facem videouri pe YouTube. Da, zic, copiii ăsta lasă ne știu. Da. Și s-ar bucura să ne vadă pe noi, doar avem atât. Avem 1.000.000 de abonați fiecare. Mersi frumos. Mulțumim. Da, normal. I-a dat 100 de lei să-și ia și el ceva, i-a dat lui zbâr 1.000.000. Da? Da! Mă, vedeți, îți dai seama cine e ăsta? Dacă vă uitați la vlogul ăsta, mersi regele. Frumos, să știți că o să-i dau altceva. Dar ce a zis? Care a fost faza cu... Că nu le dă la copii, numai nu le dă mici la copii. Băi, ia vezi cum e înăuntru, coaie. Ma... Mamă, cât de clean. Băi, nu vine să cred că mi-a dat 1.000.000. Ați scos banii pe carne. Hai să-i întrebăm. Oprește-mă. Nu vă supărați. Vreți să facem un grătar? Bine, scuze. Mamă, Coaie, zici că intră în casă direct. Păi să-ți cu grătarul la ușă, Coaie. Salutare. Salut. Ați vrea să facem un grătar? Facem un video pe YouTube, mergem la oameni să-i întrebăm dacă vor să facă grătar cu noi. Bine, pare rău de deranj. La revedere. Auzi, mă, dacă îți pute un sac de ăsta în gură. Dacă îți dă cu cutia asta în cap. În cap, Abi. Nu, te rog, nu. Da, nu e nimeni aici. La. Salut. Uite bine, filmăm un video cu un grătar. Vreți să vă băgați? Da, sunt în Germania. Am înțeles. Gata, s-a terminat clip. N-a chiar în Germania ăla. Și ne-a lăsat, s-au teleportat și în Germania, ce s-a întâmplat? Trebuie să alegem noi finalul, chat, pe care apăs. Teleportează în Germania sau rămâi aici?